Bună seara, bună dimineața, indiferent pe ce tărâmuri suntem, noi suntem alături de dumneavoastră. Carmen Ileana Ionescu, prezentă ca de fiecare dată în studiourile Nașu TV Montreal, vă spune bine v-am găsit, bine ați venit la emisiunile noastre. În urmă cu 2 ani de zile am fost invitată și mi-a făcut o mare plăcere să fac o mică descriere, un mic aperciu, cum spunem noi aici în franceză, în Canada, unei cărți care m-a luat prin surprindere, pentru că îl cunoșteam pe autor. Iar această carte se numește Pretexte pentru Paradis. Am să vă spun acum ce am scris eu la lansarea cărții respective. Și pe urmă veți înțelege de ce suntem aici, pentru încă o dată, la emisiunea O viață într-o oră. Și veți înțelege de asemenea cine ne este invitatul. Și ce am scris eu atunci suna cam așa. Să uităm faptul că un profesor, fie el și universitar, poate fi rigid. De unde această idee preconcepută? De unde până unde un dascăl nu are ce ne învăța altceva decât simpla și directa linie a cărților de studiu? Poate fi un profesor romantic. Poate el rămâne un copil cu sufletul curat, care vede în cele din jurul lui animale, plante, lucruri obișnuite și altceva decât abstractul cuvântului în sine? Poate da el culoare și formă simplă vorbelor pentru a împleti pe acestea în macrameuri cu care să ne încălzească inima, cu care să ne facă să zâmbim și să ne minunăm la ce citim? Se poate oare? Destinația poezie este greu de atins, dar cu mult șiretlic romantic și bine arozat de culoare, cu o distinctă predilecție către perfecțiune, profesorul universitar ne dezvăluie o altă fațetă a personalității domniei sale, plină de un romantism pur și înălțător. Umorul este întotdeauna prezent. Ei bine, deci, cum spunem, se poate. Și un exemplu este astăzi invitatul din această seară, al cărui nume nu vi-l dezvălui încă. Nu mulți îl cunosc drept poet, dar merită să-l cunoașteți. El este cunoscut mai mult ca un profesor universitar. Și nu orice fel de profesor universitar, veți afla despre el mult astă seară. Dar el astfel, în aceste vorbe, cu aceste vorbe, ne dezvăluie și ne arată că meșteșugul vorbelor, al versurilor, este de neprețuit. Așa cum am spus, îl avem astă seară în studiourile noastre pe un profesor universitar, nu orice fel de profesor universitar, așa cum am spus. Vi-l prezint astă seară și îmi face marea onoare să-l avem alături de noi și mă bucur că a putut să vină astă seară și sper să mai vină și în alte sări pe domnul profesor universitar Anton Soare. Bună seara, domnule Soare, vă mulțumesc din suflet că ați acceptat invitația noastră. A fost un pic cam greu să ne întâlnim, dar în final suntem cu toții aici. Dacă toate lucrurile bune nu reușesc decât cu greutate. Asta cam așa. Asta, e. Deci, suntem și viața nu e făcută să fie ușoară. Absolut. Suntem deci pe drumul bun, drumul vieții. Aș vrea să încep, în ceea ce mă privește, prin a vă mulțumi, dragă Carmen, încă o dată, pentru rândurile pe care le-ați citit din prezentarea volumului meu. Deci e a doua oară că le întâlnesc și m-au emoționat personal cum au făcut-o prima dată. Sigur că este o emoție legată de egocentrismul oricărui creator, căruia îi face plăcere să fie apreciat, dar cred că pot să obiectivez cât de cât situația ca să spun că remarcile noastre au fost extrem de pertinente și pertinența lor este ceea ce m-a emoționat în primul rând. Volumul este excepțional, domnul Soare. Volumul este excepțional, este plin de surprize. Așa cum am spus, citind fiecare lucru pe care l-ați scris aici, fiecare virguliță e la locul ei, eu nu sunt în stare să analizez până în detaliu, pentru că nu sunt de profesie departe de mine lucrul acesta, deloc. Nu sunt de profesie nici reporter, nici redactor, nici... aș vrea să fiu scriitor, ce-i drept, dar nici profesor de literatură, nici română, nici franceză, nici engleză, de niciun fel, dar te atinge și te lasă să simți
Și este atât de ciudat să știu, pentru mine a fost atât de ciudat să știu, că dumneavoastră ați scris astfel de versuri. Pentru că vă știu o persoană cu umor, vă știu o persoană cu har. Și era de așteptat, dar nu la acest nivel. Spuneți-ne mai mult, dar să lăsăm volumul pentru moment. Aș vrea să ne spuneți cine este dumneavoastră, domnule Soare. Deci, asta e că nu sunteți cineva oricine. Nu e cineva oricine, să nu credeți când vă va spune, a, eu sunt Dinu. Nu, nu e doar Dinu, e cineva. Suntem toți produsii biografiei noastre. O biografie pe care o creăm, o secretăm noi înșine și de care consider în mod sartrian, cu Jean-Paul Sartre, că suntem pe deplin responsabili. Asta nu înseamnă că din când în când soarta nu ne ajută în momente esențiale. A, deci mai întâi suntem noi biografii vieții noastre și doar apoi soarta intervine. Exact, nu invers, exact, cum am putea absolut. Crede. Cum se spune în franceză, aide-toi et Dieu te dăra. Am avut ocazia să verific adevărul acestui proverb de mai multe ori într-un mod foarte puternic și foarte profund. Da, deci, ca să vă explic așa în câteva cuvinte cine aș fi, cine am încercat să fiu, v-aș prezenta câteva elemente biografice. Da. Să încep cu liceul, care l-am terminat în 64. Of, deci, Doamne! Da, eu nu vreau să fac o socoteală. Sunt născut în 46, baby boomer tip. Exact. Așa. Deci războiul se sfârșise, fericirea începea. Și, dragă Carmen, dacă ne gândim, noi, baby boomer, și vreau să spun, suntem prima generație, cred, în istoria Europei, care nu am cunoscut război. Este adevărat. Am ajuns la vârsta venerabilă de 70 de ani mulți și nu am știut ce e război. În afară de câteva conflicte, sigur, regretabile, dar pe o scară destul de redusă. Care, de fapt, nu ne-au atins pe absolut, noi. Absolut. Deloc. Da. Europa, dar la care nu am luat parte din alt punct de vedere. Nu a cunoscut război ca pe vremea când bucureștenii spuneau de avioanele americane, du-i, Doamne, la Ploiești, și ploieștenii, du-i, Doamne, Doamne, la București. La București. Așa. Deci, am terminat liceul în 64, un liceu făcut sub, cred, cele mai bune auspicii. De ce spuneți asta? Vă explic imediat. În primul rând pentru că, deci era liceul denumit sub comuniștii Caragiale din piața Confederației de la București, fost Titu Maiorescu, acum cred că se renumește Titu Maiorescu, și spun că erau auspicii extrem de favorabile, pentru că am avut profesori încă formați înainte de război veche. Și la școala veche. Mulți dintre ei, de fapt, visau să devină cadre universitare când a dat comunismul peste ei și nu s-au mai putut, s-au oprit. Deci au fost niște profesori excepționali. Vreau să prind ocazia care mi-a oferit, să le mulțumesc încă o dată lor. Au fost niște profesori pe care noi, vorbesc de băieții din clasă, că eram clasă mixtă, 20 de golani, cum se zice, îi ascultam toți cu gura căscată, nu se auzea musca, așa erau de captivanți acești profesori. Și în plus, acest Caragiale, situat în piața Confederației, se intersectau, cred, sectoarele cele mai reprezentative ale societății românești de atunci, cel puțin bucureștene. Era, în primul rând, sectorul fost al groapei Floreasca, sectorul rău famat. Din care, Doamne... De unde veneau golanii. Vai, adevărații de data asta, fără, dar ce goani, niște derbedei de calibru greu. Da, de la care nu pot spune, am învățat multe. A, sunt convinsă, orice rău aduce și bine. Sigur că. Al doilea sector era orientat către ce a devenit cartierul Primăverii. Erau ciocoii noi. Și
la sud, către șoseaua Ștefan cel Mare și după Ștefan cel Mare, erau ciocoii vechi, printre care și familia mea. E, deci, la seama, în clasă, ne uneam cu inocența copilăriei, vorbeam, ne jucam împreună, dar aveam această diversitate foarte reprezentativă sub ochi. Alt mare noroc, n-a fost deloc meritul meu, este că prin anii 64 a început ceea ce s-ar putea numi, cu oarecare ironie, perioada de aur a comunismului în România. Anii 64-70, o perioadă de oarecare afluență, bunăstare și, care, exact, și liberalizare. Este adevărat, da. Exemplu, în anul 5, cu câteva zile înainte de a fugi, cum se spunea din România, am fost numit să fac de gardă de 23 august la sediul partidului de la Universitatea din București. Vorbim de anul 5 de universitate. Anul 5 de universitate. Ce universitate? Ei, singur, 12 noaptea, vară, geamurile deschise, ce să fac, am descoperit că era acolo un radio nenorocit, căruia dacă îi țineai bine antena cu mâna, de la care puteai să asculți Europa Liberă. Oh, așa, Doamne, că eu am făcut de gardă pentru partid, ascultând cu tot sufletul din, deschis? Exact, din Europa Liberă. V-ați dat voluntar? Absolut, era un demn reprezentant. Era o șansă? Așa. Ceea ce a făcut însă, pe un plan mai serios, să avem un învățământ și profesori mai deschiși către lume, mai bine informați, mai liberi, mai puțin crispați de doctrină. Au venit mult mai târziu. Da. Cei de care vorbiți acum. Așa. Au venit în două decade mai târziu. Exact. Prin anii 80. Absolut. 70-80. Păi a luat vreme să se formeze. Dar și atunci erau din vechea elită. Sigur. Pentru că eu am făcut un liceu unde, la fel cum spuneți dumneavoastră, profesorii excepționali. Ați văzut, erau în momentul în care au amestecat cultura cu industria. Atunci au venit inginerașii, care n-aveau nimic de a face nici cu profesoratul, nici cu nimic. Și cu dăruirea asta pedagogică. Nu. Au știut să se țină în frâu. Așa. Ceilalți au reușit. Da, 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 da. Ei, asta a făcut că am învățat foarte multe în acești ani de facultate. Ce facultate ați făcut, domnul Soare? Am făcut facultatea de limbă și literatură română. Română! Deci, efectiv, în privința asta, sunt, îmi permit să cred că încarnez spiritul românesc, limba în care ea mai bine. Și nu numai. Așa, ce poate să facă un român să studieze? De ce ați ales să deveniți un profesor de limba română? Pentru că îmi plăcea, efectiv, limba română, simțeam anumite afinități pentru limbă în general, ca mijloc de expresie, și pentru limba română, care o cunoșteam cel mai bine și la care, sigur, eram cel mai sensibil. Categoric. Când îl descoperi pe Eminescu și după aia, în adolescență, pe Minulescu, de exemplu, ce cum farmec să nu-ți placă? Ce farmec are Minulescu? Evident, exact, pentru vârsta unei adolescente. Dar vă dați seama că aceste cărți ale lui Minulescu, ale lui Voiculescu, ale lui Ion Pilat, tocmai atunci, în anii 66, începuseră să circule și să apară. Noi o chemare în plus. Absolut. Noi le descopeream ca adolescenți, ca și cum ieșeau fierbinți de la tipar. Așa. A fost o perioadă extrem de plăcută. Și, în general, pentru generația mea, noi nu avem mult, mult a ne plânge de asuprirea comunistă care exista. Dar recunosc cu umilință că nu ne comparăm cu adevărați martiri ai comunismului, generația precedentă, bunicul meu care a avut dreptul la 5 ani de închisoare și așa. A mai avut dreptul, da. Da, da. A avut marea baftă să facă 5 ani de închisoare, exact, sigur, da. Lui, merit, fiind suprem militar, a terminat ca general de brigadă, dar după aia a urmat această consecrație supremă a închisorii. Da? Bun. Deci ne-am format într-un mediu
privilegiat, într-un cocon care nu era mediul nomenclaturii, privilegiații de peste drum, dar era un mediu care valoriza că cultura era gata la multe sacrificii. Ce pentru... fel de sacrificii, domnul Soare? Poftim, de pildă financiare. Contau atunci când bugetul era limitat la un bănuț și se trăia de la o leafă la alta. Dacă cumperi o carte sau un sfert de kilogram de carne. Era o alegere și mai ales pentru o familie numeroasă ca a mea, eu am o soră, erau cei doi părinți, erau bunicii. Mama mea, ea era cea care cumpăra cărțile și umbla prin librării, trebuia de multe ori să facă alegeri destul, bugetare destul de dureroase. Și nu ezita, nu a ezitat niciodată, ceea ce face că încă și la Montreal am o bibliotecă românească considerabilă, făcută din cărți pe care sora mea mi le-a trimis după ce am plecat, pachet cu pachet, numai să le am aici. Fantastic, da. Așa că lucrurile au decurs foarte bine în privința asta, până când în anul 5, având, era vremea în care se produsese așa numita primăvară de la Praga cu Dubček în 68, am avut ocazia să trec în Cehoslovacia cu un pașaport cehoslovac. Și de acolo, era, dragă Carmen, era deja târziu toamna, septembrie, începutul lui octombrie, la sfârșitul septembrie, începutul lui octombrie, și de acolo să obțin o viză austriacă și să trec în Austria. Păi, cum ați obținut dumneavoastră un pașaport ceh? Pentru că părinții mei, tocmai în fine reușiseră să își cumpere în 68, la începutul lui 68, un automobil, vă rog să vă țineți. Oho. Bine, un automobil, păi eram cineva, domnule. Da, categoric. Aveam un Trabant. Trabantul, bravo! Mașina de carton prezat, adorabil. Minunat. Trabantul ăsta ne-a făcut servicii enorme. Și atunci, sigur că s-a format... Iarăși, era perioada de liberalizare, să nu uităm, incomparabilă cu anii negri ai ceaușismului care a urmat. S-a format grupul automobil român, s-au inițiat voiaje și în cadrul Băncii Naționale, unde lucra mama mea pe atunci, i s-a propus să meargă și ea în vacanță cu familia, cu automobil grupul român, așa se chema. Și, bine, unde? Am zis, păi, în Cehoslovacia, că în altă parte nu ne dă, drumul, voi, tata fiind cunoscut ca o fiară capitalistă. Da, era un tigru capitalist. Și, deci, bun pentru Cehoslovacia, ne-a venit aprobare pentru Cehoslovacia. Altă propunere, tot prin instituția unde lucra mama mea, haideți în Austria. Au depus și pentru Austria, aici e ceva fantasmagoric, de necrezut. Au depus cerere și pentru Austria și au obținut aprobare și pentru Austria. În așa hal de dezorganizare sau de destindere, era birocrația comunistă. Că nu știa stânga ce face dreapta, deci eu am fost aprobat și o să face Austria. Bun, eu m-am dus și mi-am luat pașaportul pentru Cehoslovacia, pentru că ei puseseră cerere pentru ei doi și mine. Erau prudenți, sora era lăsată pe plan. Fiind mai mică decât noastră? Nu, era mai mare, dar tocmai de-aia nu, prea bătea la ochi toată familia. Bun. Eu m-am dus, dragă, și mi-am luat pașaportul cehoslovac. Lor li s-a aprobat Austria și au luat pașaportul austriac. I-am condus cu mașina până la Oradea să treacă frontiera în Ungaria. Și maică-mea, știți cum sunt părinții, dinule, neapărat mâine întorci pașaportul. Da, mamă. Da, mamă. Ei, începea vara. Toată vara am hălăzuit cu pașaport, nene. Vă dați seama, student în anul 5, în loc de buletin, eu peste tot prezentam pașaport.
Vă mai spun, îmi amintesc cu mare plăcere, am avut un coleg minunat pe vremea aia. El făcea latina și a devenit un foarte mare latinist care a profesat în Germania până când s-a prăbădit săracul foarte tânăr. Dar, dragă, care avea un mare merit, îl numea Petrișor Ceaușescu. N-avea absolut nimic. Dar, dragă, când veneam și cu pașaportul și Petrișor Ceaușescu alături, dragă, dar cele mai bune locuri, la cabană, la bărci, la toate micile alea avantaje care le puteam avea la București. Ei, și deci, așa am reușit să trec în Austria și cum? Că vorbeam de acest mic ajutor al sorții. Sigur că și eu am făcut tot ce am putut, adică am riscat. Categoric. Am riscat foarte mult. Categoric. De ce? Pentru că pașaportul meu era în neregulă. Nu era de ajuns să ai viza de intrare în Austria după sistemul comunist. Trebuia să ai viza de ieșire din Cehoslovacia. Dragă, am stat în tren până la faimosul oraș al cărui nume n-am să-l uit niciodată, Gmünd, orașul de frontieră. Acolo au venit grănicerii cei. Eu i-am întins grănicerului pașaportul fără să spun nimic. I-am întins și am zis, Doamne, acum vă dați seama, dacă mă întorcea acasă cu pașaportul vizat de austrieci, nu pot să spun că aș fi riscat închisoarea. Dar sfârșitul carierei era asigurat, eram bun să devin și eu zidar, măturător, ceva. Și acest grănicer a vrut soarta să fie un om de vârsta mea. Aveam 22 de ani și el cam vreo 22 de ani avea. A luat pașaportul, să vedea, că m-a așteptat o secundă și a dispărut pe culoar cu pașaportul meu. Vai de mine, transpirațiile! M-am simțit în fața pelotonului de execuție. Măi, a venit, dragă, înapoi, dar trebuie să știi ce înseamnă o așteptare în suspensul ăsta teribil. A venit înapoi și mi-a spus, da, bine, să te duci și să vii înapoi, că am zis, 3 zile te duci să vezi. Da, domnul, te trosă. În fine, după ce șansa mi-a pus viza... Cum? Șansa tinereții. Dragă, șansa și tinereții. Și el și dumneavoastră. Asta este. Cred că a fost un fel de complicitate tinerească. Da, stai exact. Că n-am terminat. Că de jumătate până la Gmünd, de la Praga, a durat el vreo 3 ore. Eram în compartiment de 4-4, deci 8 persoane. Dragă, niciunul n-a mișcat. Am stat toți 3 ore. Stan. Pe vremea aia făceam... prostia cea mai mare pe care o poate face un tânăr să fumez. Și nu am îndrăznit să duc mâna la țigare să o aprind. Nu exista. În fine, mi-a pus viza, el a ieșit pe culoar, am ieșit și eu fericit pe culoar să aprind prima țigare. Și el, coborând, mi-a spus în nemțește, drum bun, băiatule. Aștept. Mi-a făcut cu ochiul, draga mea, mi-a făcut cu ochiul. Aștept, hai, bravo, du-te. Aștept. Doamne, soarta a știut și m-a ajutat, domnul Soare, categoric. A fost ca un înger trimis de providență. Îți dai seama? Totul a depins de el. Viața. Ce cel mai uimitor este că atunci când un astfel de ajutor vine de la cineva de la care nu te aștepți, e cu mult mai prețios decât dacă vine de la cineva care știi sigur că te va ajuta, știi sigur că va fi acolo pentru tine, absolut. Pe când el, menirea lui era de fapt să nu vă ajute. Din contra, să exact, nu mă ajute. Să... Exact. Și el a fost acolo a făcut pentru asta. Asta este ce a făcut miraculos momentul. Pentru da. Că altfel, dacă era așa o bunăvoință rutinieră, bun, e normal, oameni suntem, de ce zi? Da, și nu uitați că pe vremea aia, deci el era în tren, dar pasagerii își spuneau unul altuia, am înțeles că spuneau asta, și că uite rușii. Rușii erau acolo, ocupația era din august. Știi? Și deci am avut norocul să ajung în Austria și pe unde urmă... v-ați întâlnit cu părinții sau nu? Așa. Unde m-am întâlnit cu părinții care prin Austria și ei veneau către același loc. Și ne-am întâlnit efectiv, mai într-un mod miraculos,
la... Întâmplător? Nu. Okay. Ei plecaseră mai înainte. Deci, deci eu știam că merg după ei, știam că pe unde sunt și știam că sunt în acest lagăr pentru refugiați din Germania. Deci ideea cu care au plecat dânsi a fost de asemenea ca să rămână? Da, absolut. Da. Într-un fel, mi s-a facilitat alegerea pentru că am trăit într-o familie foarte determinată, anticomunistă, o familie de foști, dacă vreți, cu bunicul în închisoare, deci eu din totdeauna tot ce vroiam era totuși să ies din... Da. Nu din țară ca țară, Doamne ferește. Nu, exact, se înțelege total din... greșit când lumea spune exact. Am vrut să fiu din țară. Nimic. Nu-i nimic împotriva țării. Să ies din închisoarea comunistă. Da. Și tocmai ce mă revolta cel mai mult este că eram limitat în spațiu în România și nu puteam să ies nici de la Giurgiu în Bulgaria, nu? Și limitat cultural. Cultural. Ceea ce mai ales pentru cineva ca dumneavoastră era foarte important. Evident. Nu aveam acces la tot ce știam noi că se întâmplă în Occident. Pot să vă dau un exemplu, dacă vreți, e destul de pitoresc despre situația asta. Cărți din Occident începuseră să treacă, să vină cu picătura, cum vă spuneam, grație liberalizării. Și unul din colegii mei a reușit să pună mâna pe un volum, deci eram în 68, un volum pe atunci proaspăt nou, celebru deja, al lui Roland Barthes, Sur Racine. Numai că el îl avea după masa aia și trebuia să-l dea dimineața înapoi. Neapărat. Știți că așa era. Da, se împrumutau pe câteva ore. Într-o noapte. Stai să vezi cum am citit noi într-o noapte. Ei, ne-am întâlnit, el, încă vreo doi colegi săltați, mai săltați, și cu mine, dacă ne-am întâlnit la un birt de la gară și toată noaptea am citit pe rând, cu voce tare, volumul până l-am terminat. Super. A fost o experiență, sigur, cum ziceți, superbă, dar în același timp, ce bătaie de joc să nu avem toți acces liber. Deci asta este ce m-a determinat, că de aici am pornit cu fuga din România, ca așa se zicea. Nu era România ca atare, era închisoarea asta spațială, culturală. Și ajungând aici, de altfel, primul lucru care mi l-am cumpărat cu banii adunați din munca mea proprie din Germania, a fost... Le bon usage, care este gramatica limbii franceze de 600 de pagini bine strânse și micuscrise. De ce a limbii franceze când erați în Austria? Păi, pentru că din Austria s-a pus problema unei situații și pentru părinții mei și pentru mine și singura posibilitate mai valabilă era Canada. Era poate și Germania, tatăl meu fiind foarte germanofil și format în Germania, cu toată formația, politehnica în Germania. Dar cum el a fost inginer și a lucrat în tot felul de lucruri, sigur, cum a ajuns în lagăr, americanii l-au luat la mai multe conversații. Și, dragă, el a spus, dragă, îmi pare rău, eu nu sunt comunist, fug de comunism, dar ca român nu pot să vă spun mai departe ce știu. A refuzat pur și simplu această colaborare. Mare demnitate. Da. Extraordinar. Deși, pe loc, am pierdut mult. Sunt convins. Că speram să rămânem în Germania cu dreptul refugiat, totul. Eu vorbeam nemțește cât să mă intru la universitate și totul. A căzut toată treaba asta. Și în același timp, nu pot să spun că n-am avut un sentiment de admirație față de el și că nu mi-a fost o lecție de viață foarte frumoasă. Și atunci, imediat, s-a pus problema emigrării și Canada, Montrealul, ca mai la toți românii, s-a prezentat ca meca emigrației române. Și a mers destul de ușor emigrația, am așteptat 6 luni în Germania, timp în care am fost muncitor necalificat,
Ei, draga mea, după 5 ani de studii intense și numai de hârțoage și de hărți, cine era mai fericit ca mine să fie muncitor necalificat? Eu însumi. Dacă lucram la ștanță... De unde până unde? La ștanță făceam jucării din tablă. Așa. Și ciocanul pica, le bătea și ieșea... Pe mine m-a amuzat așa de mult asta, că le făceam ca o mitralieră. Mergea la mine. Charlie Chaplin. Da, exact Charlie Chaplin, de s-a speriat maestru, că una, două eram după el. Bine că nu erau sindicalizați. Nu. Noi nu. Dar deasupra noastră, noi eram pur și simplu mai calificați. Dar deasupra noastră, deci în anii 68 erau muncitori, nemți. Dragă, și a fost prima dată că am văzut muncitori mulțumiți. Erau mulțumiți de salariu, de cum le merge viața, de perspective. Asta era deja Germania pe vremea aia, înțelegeți? Și deci după 6 luni de joacă cu Stanța, am ajuns în Canada, unde, deci am ajuns în Canada în, stai să mă gândesc, 69, în februarie 69, martie 69, cam așa ceva, și mi-am pus problema ce fac, trebuia să aleg o meserie și credeți-mă că a fost foarte, foarte greu. Pe vremea aia, inginerul era idolul profesional și sigur am auzit des în spatele meu spunându-se, săracul de el, pare băiat deștept, dar ce să facă cu româna? Să fie și el inginer. Deci m-am lovit de o realitate... Că doar știa și aia ștanță. Da, exact. Exact. Și deci o realitate destul de dură și mi-am dat seama că singura alegere este literatura franceză. Nici n-ar fi fost greu, pentru că deja studiați exact. Literatură. Exact. Deci nu v-ați dus către inginerie, nu. Ceva total într-adevăr, la polul opus. Într-adevăr. Sigur. Vedeți iarăși cât de mult așa un cuvânt spus, poate așa ca din întâmplare, poate să conteze în destinul unui om. Când am plecat de la Otopeni cu intenția de a rămâne, m-a condus o prietenă a mamii la aeroport, pe atunci era Otopeni. Și mi-a spus la urmă, Dinule, orice ar fi, să nu renunți la cariera ta. Extraordinar. Dragă, nici așa mi-au răsunat ani de zile cuvintele acestei doamne și mi-au dat un curaj și o îndârjire care poate fără nu aș fi avut-o. Înțelege? Nu cred că n-ați fi avut-o. Ei, nu știu, dar a ajutat, a fost acolo. Și atunci am zis, sunt foarte bine preparat, în primul rând preparat în franceză, grație familiei, grație bunicului meu, care a ieșit la timp din închisoare cât să mă învețe franceză și care avea răbdare să-i povestesc eu toate prostiile, dar numai în franceză. Da. Și grație, în primul rând, iarăși, motivării politice. La București, ca adolescent, toată vara ascultam numai de posturile franțuzești pe unde scurte. Și săracul tata mă ruga în genunchi să cobor volumul, să fac mai încet, că vine securitatea peste noi. E, deci cu toate lucrurile astea eram foarte bine pregătit în franceză și la admitere, la cererile de admitere, am remarcat o exigență din partea unei singure universități, McGill-ul, cum că foarte frumos toate hârțoagele mele, dar trebuie să dau un examen scris. Și de 3 ore, în funcție de care se discuta, se decidea dacă mă admit direct la metriză sau într-un an, cum se cheamă, de propedeutică, introductiv. Atât am studiat vara aia în vederea examenului în septembrie, că m-au admis direct la metriză, după care am continuat cu doctoratul, ceea ce face că sunt unicul profesor pe continentul ăsta care are diplomă de doctorat, dar nu și-are licența. Că eu am plecat în anul 5 înainte să fi terminat. Înțelegeți? Deci, dacă mă luați așa la bani mărunți... Eu nu v-am întrebat nimic, ați spus dumneavoastră de bunăvoie. Eu nici n-aș fi știut. Exact, ați trecut așa. Dragă, ăsta este adevărul.
Și iarăși, studiile la McGill, unde am continuat după aia cu doctoratul, au fost iarăși o conjunctură extrem de avantajoasă. Deci eu începeam în 69. În Franța avuseseră loc faimoasele evenimente din 68, în care, așa, o aparență de revoluție studențească, nu știu, în care mulți profesori universitari se, ca să spunem așa, compromiseseră de partea studenților, luând partea studenților împotriva establishmentului. Dragă, și unde nu vin profesorii aia din Franța, în Canada, ca să-și refacă o inocență, să uite lumea de ei. Deci, asta a făcut că, în cadrul acestor studii, am avut niște profesori excepționali. Cărora din nou. Datorii. Da, exact. Ați căzut dintr-un exact borcan cu miere, ai văzut și mai ca mare. Musca dintr-un pahar cu lapte, într-alt pahar cu lapte, efectiv. Da. Da. Eu nu cred totuși că e doar întâmplător. Eu cred că totul a concurat să fie așa. Da. Perioada da. În care v-ați născut, să mă iertați, a fost... Da, fastă. Fastă. A fost o perioadă fastă. Prolifică pentru tot ce s-a întâmplat pentru toată generația respectivă. Aveți dreptate, aveți dreptate. Și mă uit, cred că o treime din foștii mei colegi de clasă sunt în Occident, care în America, care în Germania, în Suedia, Elveția și toți oameni care și-au reușit cariera și s-au făcut remarcați. Deci, așa, a fost un concurs, împrejurări, voință, totul a mers în sensul ăsta. Odată terminat doctoratul, a fost mai greu că m-am trezit pe Caldarâm fără niciun post și era o perioadă extrem de grea în universitate. Un efect de generație care făcea că mai toate posturile fuseseră deja umplute de o generație relativ tânără. Dar, în fine, m-am bătut și eu cum am făcut, m-am putut, mai am obținut un cursuleț pe aici, unul în altă parte, un contract de un an într-o universitate, doi ani într-altul, până când, deci în 77 mi-am terminat doctoratul, în 83 de-abia am găsit, a fost dur, o luptă, a fost luptă mare, da. Și, bine, am mai, ți-am spus, luptă, mă rog, am mai umplut așa, am avut 2 ani, de exemplu, de cursuri la Queens, în Ontario, universitate. Dar nu la nivelul la care v-ați fi dorit, niciun caz. Și mai ales nu cu stabilitatea. Așa, adică la un universități este criteriul ăsta foarte clar, ești angajat cu sau fără ceea ce englezii numesc tenure track. Adică perspectivă de permanență, perspectivă de permanență. În mod normal, oricărui profesor angajat, serios și ca lumea, îi se asigură această perspectivă, adică progresia lui în carieră nu mai depinde decât de el însuși, nu de buget. Nu îi se poate spune niciodată, domne, avem probleme, nu mai... ne pare rău, dumneata. Nu, nu mai există asta. Ei, și deci eu nu aveam această perspectivă de permanență, știam clar că sunt pe un contract de un an, de doi ani, era cam greu. Până când în 83 am obținut un astfel de post cu perspectivă de permanență în Universitatea din Alberta. Edmonton, Alberta. Opa, încă o emigrare, pe coastă pe Alta. Efectiv, aveți dreptate. O altă emigrare, am trecut în cu totul alt univers, Vali și cu mine. Categoric, pentru... în cu totul alt univers, e absolut, altă lume. Lumea e anglofonă acolo, aici, impactul francofon la vremea respectivă era mult mai puternic decât acum, când valurile de emigranți din ultimii 10-20 de ani sunt mai mult anglofoni, zic eu. Toată lumea vrea să vorbească engleză, toată lumea e americanizată. Atunci v-ați dus într-adevăr dintr-o francofonie de bază, într-un americanism. Exact, într-o extremă englezilor, Edmontonul și, în general, Alberta este, dacă vreți, patria cowboyilor canadieni. Exact, n-am îndrăznit să spun nivelul e total diferit de cultură. Dragă, să știți că, bine, au o universitate foarte puternică. Nu discutăm asta. Vorbim și... de oameni, în general, ce sunt, înspre ce sunt ei atrași. Da, așa e. Dar rămâne că a fost o perioadă plăcută,
folositoare, mănoasă, ca să zic așa, și această Alberta, de fiecare dată când vorbesc cu unul și cu altul, țin să o reabilitez. În primul rând, nu e frig în Alberta, cum se zice, că vai de mine. Și dacă e frig, nu îl simți, pentru că e climă continentală de stepă uscată. La minus 30 te îmbraci bine și nu-ți mai pasă. Aici umezeala te pătrunde răoase. La fel și vara, plus 30, dar e uscat. Deci a fost o experiență foarte plăcută. Rămâne cât timp că... a stat acolo? Deci 10 ani. Exact 10 ani din 83 până în 93, când s-a evit acest post la Université de Montréal. Evident că pe mine ața tot aici mă trăgea. Păi, am deci profitat... ați fost profesor universitar de literatură franceză, În Alberta timp de 10 ani. Timp de 10 ani, acolo am progresat, am obținut permanența acolo, puteam să rămân până la sfârșitul carierei dacă nu făceam cine știe ce prostie de nemăsurat. E, și mi-am depus candidatura la Universitatea de Montreal, unde am fost acceptat. Și atunci, deci, din 93, am revenit la... N-a fost greu să reveniți? Nu. Vedeți... De ce Montreal și nu Alberta? În primul rând, pentru că este capitala francofoniei, rămâne. În al doilea rând, acolo trăisem, deci, din... 69 până în 83, totuși o perioadă. Și culmea e că am fost angajat la Universitatea de Montreal, m-am întors exact în aceeași cartier. Înainte locuisem pe strada, pe Edouard Montpetit, Boulevardul Edouard Montpetit, lângă Universitatea. Este zona cea mai pomenită, plină de viață, plină de tineri. Și de verdeață, și de tineri, de parcuri. De copii care colcăie, efectiv. Da. Deci, exact în aceeași regiune ne-am stabilit. Și de atunci lucrurile au decurs foarte bine și au fost un ritm plăcut, simulant. Ce se întâmplă, vă întrebați poate, cu producția mea, ce am făcut în această vreme? Sigur că, în primul rând, am predat și pot să spun fără falsă modestie că am fost iubit de studenți. Am vrut să vă întreb, pentru că te aștepți ca profesorul tău de limba pe care o vorbești acasă, în care ai crescut, să fie de aceeași origine cu tine. Ai dreptate. Și când colo a venit un oarecare un român din România să ne învețe pe noi franceză. Exact. Un pic ciudat să gândești, dar a avut în afară de orice altceva un râg graseiat care l-a avantajat pe tot parcursul vieții. E important. Da. Și să vă spun ceva, chebecoșii, studenții tineri din Quebec, tinerilor din Quebec, le place asta. Le place. Așa am constatat eu în general. Le place să asculte prelegeri date în limba asta. Sunt foarte interesați de ce află. Deci, să știți, există un sit foarte puțin frecventat totuși, dar totuși reprezentativ de studenți. Rate, e în engleză, rate my professor. Hai să vedeți acolo cine conduce. O să mă uit. Da. Îl știu pe ăla cu doctorii, pe aia cu profesorii. Ai văzut? Exact, cu profesorii. Exact același lucru cu doctorii. Așa. Și merită. Există și în România. Și să știți că l-am studiat și mi-am căutat foștii profesori. Spuneți. Da? Ei, ca să vezi. Și am avut o surpriză fantastică, pentru că l-am adorat pe profesorul de matematică pe care l-am avut în liceu. A fost un tip extraordinar de deștept. Ce minunat. Ca și pe profesoara de limba română pe care am avut-o, căreia îi port un demn respect. Și datorită ei am ajuns cu toții, mulți dintre noi, departe. Ca să vezi. Am fost plină de surpriză și plină de încântare să văd că profesorul pe care l-am iubit eu așa de mult în liceu este cotat cu notă maximă. Ai văzut. Da. Deci ați avut flair și cred că e o binecuvântare în viața fiecăruia să fi avut profesori de care poți vorbi cum vorbeai dumneata, Carmen. Așa este. Așa e, e o încântare. Exact. N-ai să uiți în primul rând ce te învață. Da. N-ai să uiți felul în care au fost alături de tine, în care au intrat în clasă, indiferent cât de duri sau cât de calmi, de puțin duri au fost.
Dar comportamentul nu are nicio legătură, dar tu n-ai să iei niciodată. Nu. Asta e cel mai important. Și tot ce ai învățat de la ei și cuvintele lor, da, îți mai răsună. Te călăuzesc. E inacceptabil să uiți despre ei. Da. Este o experiență pentru copii extraordinară și mă rog, sper din toată inima ca toate generațiile acum în România să continue cât de cât să cunoască așa ceva. Pentru sunt că e ca o mare acum, iubire. Dumnezeu, ai cunoscut o mare iubire sau nu? Convinsă. Sunt unii da, alții nu. Da. Da, sunt convinsă că și astăzi există același gen de profesori, unii dedicați, alții nu. Exact, sunt convinsă, exact, nu se poate. Exact, nu, evident. Și evident, de ce cred asta? Pentru că meseria de profesor nu cred că e foarte bine plătită în România. Și atunci numai cineva care are iubire pentru ceea ce face, care are cu adevărat dedicație și care își dorește să fie acolo în mijlocul copiilor, vorbesc acum despre generația tânără care iese din facultăți, atunci, va fi un profesor dedicat. Cel care are alte intenții n-are nici măcar succesul unui profesor de meditații. În privința asta, cred că, din păcate, asistăm la oarecare regresiune pe plan mondial al învățământului. Categoric. Pentru că nu se mai investește destul. Dom'le, 50 de ani înapoi, și cum era respectat un profesor de liceu? De liceu, domnule, era domnul, doamna, profesor. Este un libertism de care toate națiile suferă în ziua de astăzi. Absolut. Este o mană, dar nu cerească. Este ceva dureros, dar nu avem cum să o vindecăm. Noi va merge ori înapoi până la epuizare, ori înainte. Sper că într-un fel lucrurile să se reechilibreze, că nu se poate. În general, istoria nu poate să meargă de-a boule, cum se zice, într-un singur sens. Trebuie să se ajusteze, dar altfel este același lucru care l-am remarcat și în Franța. Peste tot, de care, într-un fel, sunt mai apropiat ca sistem de învățământ și funcționare. Așa. Eu am să vreau să vă spun că, din nefericire, ne mai rămân doar câteva minute până la sfârșitul emisiunii și nu aș vrea să trecem mai departe, pentru că nu vom avea nici o șansă. Absolut, absolut. Singura șansă pe care dumneavoastră o aveți este să reveniți. Cu multă plăcere, mulțumesc. Mulțumesc. Nu vreau să amintesc decât un singur lucru, să-l reamintesc, mai bine spus. Pretexte pentru Paradis, Anton Soare, un volum excepțional. Vom vorbi data viitoare despre un volum pe care eu îl iubesc foarte mult și pe care vă mulțumesc din tot sufletul că mi l-ați făcut cadou acum 3 ani, cu ocazia Zilei Naționale a României de 1 decembrie, când ne-am întâlnit și a fost o seară nemaipomenită, memorabilă, când o aveam alături de asemenea pe doamna Livia Nemțeanu, care nu mai este astăzi între noi. Da, regretată. Trebuie neapărat să vorbim de această carte, acest volum intitulat Mai mult decât dureros, Oaspeții celulei mele, este scris de către domnul Petru Caramitru, bunicul invitatului nostru de astăzi seară. Este o carte care rupe sufletul, dar care are de asemenea o tentă de umor până și atunci unde îți curg lacrimile pe obraji. Data viitoare aș dori să-mi dați voie să citesc sau să citiți dumneavoastră publicului măcar o poezie, nu astăzi, dar data viitoare. Înțeleg foarte bine, este o invitație foarte frumoasă, cred că o să citim amândoi. Perfect, exact. Iar exact. Din cartea dumneavoastră am să vă rog să-mi dați voie ca data viitoare să le citesc eu povestea, nu poezia care mi-a plăcut cel mai mult, pentru că sunt nenumărate, dar am să mă gândesc la cea care e cea mai aproape de sufletul meu dintre tot ce ați scris dumneavoastră aici. Am să o aleg din una dintre cele multe scrise în partea a doua a volumului, pentru că volumul are 4 părți, așa cum știe toată lumea. Sunt multe de spus despre oamenii care au ajuns aici. Cum v-am spus la început, vorbim despre un om care nu este un om oarecare, ci care este un român care a învățat pe francezi franceza. De aici, de la Montreal, Carmen Ileana Ionescu vă dorește tot ce este mai bun. Vom avea în continuare astă seară, pentru încă câteva secunde, pe domnul Soare, căruia eu îi mulțumesc încă o dată pentru că a acceptat să vină în studiourile noastre. Este o plăcere, este un om extraordinar, este un om care vorbește cu sufletul și căruia nu trebuie să-i cer mai mult. Prezența
și Spiritul sunt alături de noi întotdeauna. Eu știu că ne vom revedea în curând. Înainte de acest în curând, ne vom revedea mai devreme decât acel în curând. Ne vom revedea joi seara cu ocazia Cenaclului Eminescu, unde iarăși este o prezență pe care eu nu vă pot să vă spun, dar vă spun, o ador. Și la toată lumea o adoră. Invităm pe toți spectatorii și auditorii invităm noștri. Invităm pe toți spectatorii pentru că va fi o seară de neuitat, într-adevăr. Sărbătorile de iarnă se apropie și va fi nemaipomenit. De aici, din studiourile de la Montreal, Carmen Ileana Ionescu, alături de invitatul său, domnul Anton Soare, astăzi seară, astăzi dimineață, sau acum la prânz, depinde cum era dumneavoastră acolo. Vă urăm toate cele bune și vă pup!